Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați acestui canal și sper din suflet să rezonați cu mesajele transmise. Voi începe cu etalarea pentru Zodia Leu și sper din suflet să și rezonați cu aceste mesaje pentru luna noiembrie. Haideți să vedem ce ne rezervă și ce spune tarotul despre luna noiembrie Leu 2023. Haideți, dragilor, să vedem ce spune tarotul despre Zodia Leu. Haideți că au căzut cărțile. Ia să vedem ce spune. Da, deci avem așa, nebunul. Nebunul. Sper să se și vadă bine. O, nu se vede bine mai deloc. Ok. Asul de spade și eremitul. Eremitul. Eremitul, asta vorbește despre o soluție. Doriți să o luați de la capăt. Găsiți o soluție care va duce acest nou început, dar dumneavoastră ați investigat ceva timp, adică ați stat o perioadă în izolare ca să găsiți acest nou început, să găsiți această soluție pentru un nou început. Sau, da, acest nou început vine cu o soluție la o problemă care o investigați de ceva timp sau o situație care nu vă era clară, cu toate că ați început, că noile începuturi nu se știe niciodată ce te așteaptă pe viitor. E nou început, te bucuri atunci de început, dar nu știi ce va fi. Și cu toate astea găsiți o soluție, găsiți un adevăr. De ce nu? Deci, ia să vedem ce spune. Da, ați fost blocați. La baza pachetului asta spune că ați fost blocați. Ați fost blocați, doi de spade aici ne duce. Nu a știut. Ați avut lupta asta între suflet și minte și nu a știut ce să faceți într-o anumită situație, ce să alegeți. Și ați ales nou început, soluția, bineînțeles, care vă duce spre. Și nu, numai vă duce spre o persoană înțeleaptă. Aici aveți de-a face cu Zodia Fecioară. Acum nu este obligatoriu, dar eremitul despre asta vorbește, o persoană care este înțeleaptă, o persoană care este și singuratică de fel, care are toate informațiile necesare. Deci ați ajuns acolo unde v-ați dorit, deși v-ați simțit blocat la un moment dat. Da, v-ați simțit blocat cu doi de spade, până la urmă ajungeți aici unde v-ați dorit. Da, este o perioadă foarte bună pentru dumneavoastră, pentru că ieșiți dintr-un blocaj. Găsiți soluția la acest blocaj, adică, da, regele de cupe. Vă găsiți echilibru emoțional. Deveniți o persoană matură din punct de vedere emoțional sau aveți de-a face cu o astfel de persoană care este echilibrată emoțional. Ia să vedem ce mai spun cărțile. Da, Regina de Monede. Da. Până la urmă găsiți acea soluție. Da, găsiți pe cineva stabil, sigur, sau dumneavoastră deveniți în această energie sigură, știți ce vreți. Munciți foarte mult, sunteți sau poate așa ați fost până acum, o persoană care ați dăruit, ați fost trup și suflet pentru ceilalți. Și de asta ați trebuit să începeți acest nou început. Da? Vă mulțumesc foarte mult și vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag.